Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață după ora 6 pe DN17 între localitățile Ilișești și Stroiești. Un bărbat de 38 de ani din Suceava, aflat la volanul unei mașini care tracta o remorcă, a intrat într-o depășire periculoasă și neregulamentară. Șoferul a încercat să depășească două mașini a căror șoferi așteptau la rândul lor să depășească un tir oprit din cauza unei avarii. Șoferul neatent s-a izbit în timpul depășirii de o altă mașină ce venea din sens opus și a fost proiectat apoi într-o altă mașină de pe sensul său de mers. Unul dintre pasagerii implicați în accident spune că a simțit un șoc după ce o mașină a intrat în autoturismul în care acesta era. Și a simțit un șoc într-o dată. Din spate un BMW ne-a lovit Dacia. Noi eram în depășire ca să dăm în față prioritate. În momentul ăsta, cred că din spate a venit o mașină mai puternică, așa, și a lovit încă alte două mașini. Am vrut să mergem să vin din mașină la piață, așa că am rămas cu ea în drum. Șoferul tirului parcat se afla sub autotren în momentul accidentului și spune că a fost luat și el prin surprindere. Eram sub mașină, ceva avarii și nu m-am auzit. Aveați tirul parcat? Da. Eu staționat avarii. Și ce s-a întâmplat apoi? Am înțeles că era Dacia în spatele camionului, semnalizat, pentru a acorda prioritate din sens opus. Audi în spate la Dacia și dubița aia albă în spate la Audi. Și Golful 3 a venit din spate și a intrat în dubiță, dubița în Golf, în Audi și Audi în Dacia. 5 persoane au fost transportate cu ambulanțele la Spitalul Județean Suceava, două dintre ele fiind în stare mai gravă. 4 într-o mașină și șoferul celei de-a doua mașini. Doi dintre ei în stare mai gravă, sunt în curs de investigații. Se pare că unul posibilă ruptură de spină, celălalt cu traumă craniană gravă. Toți conștienți și niciunul în comă. Sunt încă în curs de investigații. Potrivit IPJ Suceava, din primele cercetări, șoferul care a intrat în depășire pare să fie de vină pentru cele întâmplate. Un autocamion era staționat pe partea dreaptă a drumului din cauza unei defecțiuni tehnice. Câteva mașini au încercat să intre în depășirea acestea, însă, întrucât din sens opus veneau alte mașini, au fost nevoite să oprească. Un alt autoturist nu a reușit să oprească la coloana de autovehicule. Din impactul rutier a rezultat un carambol, în urma căruia au rezultat 5 victime. Drumul a fost total blocat pentru ridicarea victimelor și pentru măsurători, iar circulația a fost reluată după aproximativ 40 de minute.